Voi știți cum a arătat prima noastră participare cu echipa națională de fotbal la un turneu mare? Ei bine, aflăm imediat. Bun găsit, dragi prieteni, la tradiționala noastră pastiluță de sport. Am zis astăzi, pentru că tot e mijlocul verii și când ne mai desparte un an sau ne mai despart vreo 380 de zile până la Jocurile Olimpice de la Paris, să discutăm despre prima noastră campanie, nu de calificare, pentru că o să vedeți că nu am disputat o campanie de calificare, ci de prima noastră campanie, adică de primul nostru meci la un turneu important. Vorbesc la nivel de echipă națională de fotbal. Păi a fost în 1930, oprișene, nu vă grăbiți, când am participat la campionatul mondial, nu. Între 1922, 8 iunie 1922, când are loc primul meci al echipei naționale, și 1930, când participăm la primul campionat mondial de fotbal, cel din Uruguay, Naționala României dispută 24 de partide de fotbal. Dintre acestea, doar 3 sunt oficiale, restul de 21 este, ca să facem acord între subiect și predicat, este neoficiale. Sună ciudat, ca și Mirghelu pe o ureche muzicală, dar așa este. Avem 24 de partide, doar 3 oficiali. Și am venit cu ceaslovul ăsta din istoria echipei naționale de fotbal. Nu știu cine a scris-o, dai băiat bun, puneți mâna și o citiți. Ideea este în felul următor. Prima partidă oficială, citim din ceaslov, ar trebui să-mi pun și ochelari. 0-6 cu Olanda la Paris. Ideea este în felul următor. Jocurile Olimpice moderne pornesc la drum în 1896, nu participăm. În 1900 avem primul reprezentant și singurul, Gheorghe Plajino, la tarele. După care, la nivel de echipă, participăm pentru prima dată în 1924, în mai, la Paris. Sunt 24 de partide, cum vă spuneam, în 8 ani de zile, doar 3 dintre ele oficiale și una dintre ele sunt două în Cupa Balcanică și una dintre ele are loc aici la Jocurile Olimpice de la Paris. Echipa națională arată senzațional, ne prezentăm cu 35 de atleți. Ceea ce este important este că de aici vine prima noastră medalie din istorie, la rugby bronze, știu, vă bubnește râsul, o să spuneți ce bronz, oprișene, că au fost 3 echipe și noi am luat bronz. Într-adevăr, s-a prezentat doar Spania, Franța și România. Nu mă întrebați, vă rog frumos, de scorul Franța-România, pentru că abia ne-au dat 53 de puncte francezii, dar noi am luat medalia de bronz. Ceea ce vreau însă să vă spun este că echipa antrenată de Adrian Suciu a plecat la Paris cu trenul, clasa a doua, Nea Costică Rădulescu a făcut rost de bani, s-a dus în Senat, că noi n-aveam nici două de un leu, și a zis așa: domnilor, Comitetul Olimpic Francez ne-a trimis invitația. Ce organism credeți că ar putea înțelege că în decurs de 2 ani o țară întreagă nu a putut face rost de bani? De ce ne-au transmis în 23 martie 23 și noi până în mai 24 nu făcusem rost de bani? Bun. Acum am zis că am mâncat bătaie cu 6-0, ne-au prins olandezii. Aveau fotbal și așa mai departe. Kees Peel, așa îl cheamă pe băiat, ne-a marcat 4 goluri în 40 de minute. Dar nu despre asta vreau să vorbim acum. Dați-mi voie să vă citesc meniul pe care l-au avut jucătorii noștri pentru pregătirea meciului cu Olanda. Au fost 1840 de spectatori la acest meci, doar 769 plătitori și 1071 de invitații. Deși la ei și la francez mergea cu: băi, ai și tu un bilet pentru fratele tău? Bun. Ceea ce vreau să vă citesc acum este meniul servit de Naționala României la Jocurile Olimpice din 1924 de la Paris. La micul dejun, cafea cu lapte sau ciocolată caldă, pâine, unt și dulceață. Două ochiuri făcute ca lumea, hamon și ceai. Mergem puțin la prânz. Aperitiv, pește sau ouă, o porție de carne, una de legume, brânzeturi, fructe, o jumătate de sticlă de vin alb sau roșu, o cană cu bere, o jumătate de sticlă de apă minerală, cafea cu lapte și ceai. La cină, când ar trebui ca organismul să se pregătească de sobrică, ciorbă sănătoasă, o porție de carne, legume, infuzie de ceai și desert. Dacă unii dintre fotbaliști erau gurmați precum băiatul de vă vorbește acum, astfel se explică acest rezultat de 6-0 și băiatul ăsta, Kees Peel, de ne-a marcat el 4 bucăți, avem și caseta meciului, ne-a marcat el 4 bucăți în 40 de minute. Haideți să citim, să ne rămână așa în cap, și 11-le olimpic, cum ar veni, Stöck 1, Barta, Molnar, Zimmermann, mă, vezi că citește altă echipă, nu echipa României, dați-mi voie să nu mă mai întrerupeți, da? Stöck 1, Barta, Molnar, Zimmermann, Hönigsberg, Kozovic, Tanzer,
Aurică Guga, care era și capitan, faimos jucător, am mai povestit noi. Din păcate avea să decedeze după ce pica cu mașina în Bega pe un carosabil alunecos. Vețăr 1, Bonciocat, faimosul jucător, Stork 2 și antrenorul Adrian Suciu. 27 mai 1924, stadionul Colomb, unde să-și ca și fotbal și rugby. Spectator, cum vă ziceam, 1840 și rezultatul 6-0. Mergeți pe stradă, de exemplu, și vă întreabă cineva, băi, lasă astea, mă, tu știi când noi am participat prima dată la un turneu tare cu fotbal? Da, te, ia zi, mă, 1930, campionatul mondial din... Greșit. Jocurile olimpice de la Paris. Atenție, la Jocurile olimpice de la Paris sunt multe nume uriașe, dar două ne rețin atenția. Aici a apărut un băiat pe nume Paavo Nurmi, locomotiva umană, un atlet senzațional finlandez și, bineînțeles, uriașul nostru, pe care am putea să-l considerăm român, Johnny Weissmuller, cel care avea să joace în Tarzan, un băiat senzațional, înotător, care se descurca cu recorduri olimpice. Cred că este între primii oameni care a coborât sub un minut la 100 de metri, dar n-aș vrea să greșesc, oricum are vreo 3 medalii olimpice. Așadar, la Paris, în 1924, sau de la Paris, din 1924, ne întoarcem atât cu o medalie de bronz, prima noastră medalie din istoria Jocurilor Olimpice la rugby, unde au fost 3 din 3, dar și cu o prezență, 6-0 ăsta nu se pune, l-uităm, pentru că dacă au mâncat o jumătate de sticlă de vin, un hamon și o ciorbă seara, a doua zi dimineață nu mai puteai să joci, s-a ajuns cu greu acolo, punem aici frumos semnul de carte, închidem ceaslovul și vă spunem mii de mulțumiri!